time. Yes. And in a second time for the fun. And now we are not at the same time. Street, we built it in the street. At the beginning it was like 15 minutes, and every year it increased and it got longer and longer. We like to see different people, and this show has been performed about, I don't know, 300 times maybe. So it's a whole show, 7 years. Et voilà, c'est bon là! Not really now, but okay. Be careful, it's really soon. Thank you, ladies and gentlemen. This was our trick of the death. Okay. No, it was a really good audience. Yeah, you see. Am urmărit un material despre spectacolele de acrobații stradale care s-au întâmplat pe parcursul zilelor în Cluj-Napoca. Iar înainte să îi introducem pe următorii noștri invitați, aș vrea să-l mai întreb pe Florin un singur lucru, pentru că am văzut că au fost trupe și spectacole cu persoane din alte țări decât România. Cum de-ați ales aceste colaborări? Este foarte important pentru noi ca și oraș să demonstrăm acest multiculturalism și putem să-l demonstrăm mai multe feluri. Unu, folosind resursele locale, și doi, încercând să aducem înspre Cluj orașele înfrățite, să folosim centrele culturale, institutele francez, de exemplu, sau British Council, pentru că ei sunt o parte integrantă a acestui Cluj, și dacă ne gândim la ideea de capitală culturală, nu putem să aspirăm la a fi capitală culturală rămânând închiși în Cluj. Pentru că tot ai spus de centrele culturale și Institutul francez, o avem alături de noi pe Raluca Ghervan de la Institutul francez din Cluj. Spune-ne... Bună. Spune-ne cum ați ales artiștii francezi care au venit la zilele Clujului. Am dorit foarte mult să avem animație stradală. Acum ne-am ars puțin cu vremea, dar totuși au avut foarte mare succes ieri. Da? Și de asemenea îi puteți urmări astăzi. Avem două spectacole. Unul e în fața Casei Matei și celălalt pe strada Eroilor. Spectacol de acrobație și de clownerie. De asemenea avem invitat o scriitoare franceză, Nina Iargekov, care va face o lectură publică în limba franceză a ultimului, a unei bucățele, bineînțeles, din ultimul său roman, în piața muzeului, imediat, la ora 4, poate 4 și un puțin. Și de la ora 5, tot astăzi, propunem un concert cu doi muzicieni români, dar care locuiesc la Viena și care propun un program de pian și flaut dedicat compozitorului francez Debussy, pentru că anul acesta este anul Debussy, se împlinesc 150 de ani de la nașterea sa. Concertul se numește Paris, este un elogiu adus orașului și are loc astăzi de la 17 în sala de concerte a Academiei de Muzică, intrarea e liberă. Spune-mi mai devreme că ați ales acrobațiile stradale. De ce acrobații stradale? Este un lucru pe care noi în Cluj nu l-am mai văzut. Exact. În general, în România, spectacolele de stradă, teatru de stradă sunt foarte puțin cunoscute. În Franța sunt foarte prezente, există mari festivaluri de astfel de spectacole. Ne-am bucurat să găsim artiști care să fie disponibili pentru această perioadă și ni se pare și că sunt foarte potrivite, nu necesită multe cuvinte, pot fi ușor înțelese de toată lumea, atrag publicul, chiar dacă nu au venit special pentru spectacol, se opresc să le vadă, deci este un bun mod de a promova și Institutul francez, dar bineînțeles și de a anima străzile Clujului. Îl avem alături de noi pe Petit Monsieur. Bonjour. Nu.
Nu că nu se poate, nu se poate pe ăla. Dar scrie pe el. Un cort buclucaș. Nu? Aha. Ne-a lăsat cortul aici. Petit monsieur. Merci beaucoup. Tu dois faire quelque chose. Bravo. Nu? Un moment inedit, Raluca, până Petit monsieur reușește să strângă. Noroc că am rămas cu camerele întregi. Sunt deja 3 corturi. Ai mai văzut în Franța asemenea sau de unde ai venit cu acest moment? Da. De unde a venit ideea pentru acest moment? Sigur, e un moment foarte original, dar există multe spectacole un de moment, stradă.
în moment original și cu riscuri, cred, și pentru noi. Mă scuzați că nu sunt foarte concentrată, dar am o priveliște deosebită, așa că... Cred că nu mai vorbește nici limba franceză. Am pățit-o. Între timp avem un nou invitat, avem pe Ioana Pastuhov de la British Council din Cluj. Bună ziua. O voa. Mie mi-a distras atenția. Nu pot să răspund acum. Ați pregătit la Centrul Cultural Britanic asemenea momente sau nu? Dar dacă ați pregătit asemenea momente, sperăm că au pantaloni momentele. Sau cel puțin slip. Nu m-am gândit, dar am să mă gândesc dacă asta este o propunere. Domnul Moroșanu, doriți să colaborăm pe o temă din acest... Recunosc că noi am insistat pe animație stradală. Pentru toți colaboratorii noștri nu am pus o ținută obligatorie, dar ne gândim pentru anul viitor ținuta să fie obligatorie. Măcar papion să aibă, dacă altceva nu. Noi suntem ceva mai conservatori. Colegii noștri de la centrele culturale din piață, de lângă standul nostru, ne-au spus că this is British weather, deci noi suntem responsabili pentru iar, ne asumăm, ne cerem scuze, britanicii sunt cu noi. Plouă ca la Londra. Plouă ca la Londra. Ce ați pregătit pentru zilele Clujului? Am pregătit unele lucruri care s-au terminat deja, în sensul că am avut un British Tea Party acum două zile, am avut lume, deși noi am pus la ora 5, pentru că ceaiul britanic se servește la ora 5. Am prezentat colecția noastră de periodice din bibliotecă și anumite cărți pe care le-am simțit noi mai reprezentative. Ieri și astăzi am avut animație pentru copii în piața muzeului pe ploaie, ne-am adaptat. Au venit copiii pe ploaie? Cât de receptivi au fost copiii? Părinții au fost receptivi pentru că și-au adus copiii pe ploaie. Au fost foarte bucuroși. Noi eram mai deprimați așa, dar ne-am revenit pe parcurs. Am avut ceva copii, dar am făcut face painting. Am povestit despre cluburile copiilor pe care le avem noi la British Council și în 31 avem un moment inedit pentru nostalgicii vremurilor apuse, pentru cei care au copii, să-și aducă micuții la proiecție de diafilm la Turnul Croitorilor. Avem de la ora 18... vom fi acolo, de la 17 de fapt, vom fi acolo și vom asculta povești de pe discuri de vinil. Avem un pick-up ținut cu mare atenție de colega mea de la Consiliul Britanic și abia așteptăm evenimentul. Oare am omis ceva? Nu știu, sigur că un pic sunt defocalizată, am rămas cu momentul ăla. Datorită lipsei costumului. Mi-am rămas. Dacă ați omis ceva, oricum o să vedem în piață ce se va întâmpla. Da, și suntem trecuți în programul primăriei, așa că dacă citiți revista, ne găsiți acolo. Sau pe site-ul. Și pe site, da. Și pe site-ul nostru, am omis să spun asta, britishcouncil.ro/Cluj. Găsiți acolo tot. La proiecția de diafilme, cred că am putea veni și noi. Veniți, ca să ne resim, să fim din nou copii. Absolut, absolut. Ce o să vedem? O să vedem trei povești despre care, nu vă spun ce povești, despre care vom vorbi în engleză. Deci asta este, le ascultăm în română, le privim în română, dar subtitrarea este în română, dar noi vom discuta despre ele în engleză, așa că dacă sunteți pregătiți, vă așteptăm cu drag în 31 mai. Mulțumim mult, vrem să mai vedem încă o bucată din concertele care au avut loc la zilele Clujului.
avut un moment foarte interesant mai devreme și trecem mai departe cu centrele culturale din Cluj care au participat la acest festival și avem alături de noi pe Liliana Popa de la Centrul Cultural German. Bine ai venit! Bună ziua! Te-aș ruga să ne spui câteva lucruri despre ce s-a întâmplat anul, ce ați făcut voi anul trecut la Zilele Clujului și ce se întâmplă anul acesta. Anul trecut am prezentat un eveniment foarte inedit de scurtmetraje proiectate pe clădirile din centrul vechi al orașului. Am început cu piața muzeului, am căutat zonele cele mai populate pentru ca evenimentul să fie și vizibil și într-adevăr au venit tot mai mulți oameni, s-au alăturat nouă și am făcut așa un mic tur pe strada Potais, ajungând în cele din urmă la Centrul Cultural German. Ați continuat cu același fel de reprezentații și anul acesta sau ați făcut ceva diferit? Anul acesta vom prezenta de asemenea filme, din nou vor fi 3 proiecții de filme germane la Cinema Mărăști, începând cu ora 14 în data de 31 mai și de asemenea un eveniment deosebit este filmul mut pe care îl vom proiecta în curtea Muzeului de Artă cu acompaniament live adus de o trupă de instrumentaliști din Germania, Struggle Orchester. Ei au și compus muzica pentru acest film. Cum ne-ați ales aceste tipuri de reprezentate? Am văzut că sunt acrobații stradale. Fiecare centru a avut un lucru specific pe care l-a făcut. Voi de ce ați ales proiecțiile de film? Noi am căutat să aducem evenimente reprezentative pentru cultura germană, pentru Germania zilelor noastre și să încercăm să aducem câte ceva pentru gusturile fiecăruia, pentru că vom organiza și Ziua Porților Deschise, unde oferim activității interactive și diferite surprize vizitatorilor. Deci am căutat să aducem câte ceva din fiecare ramură a artei. Nu vom avea doar filme, vom avea deci la Centrul Cultural German, de exemplu, și jocuri de societate și gustări cu specific german, deci mai multe tipuri de evenimente culturale. Îi avem alături de noi și pe Adela și pe Robert Kertes, care organizează unul dintre cele mai târzii evenimente din cadrul acestui festival, și anume Clujul Pedalează. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Spuneți-ne câteva lucruri despre eveniment. Am organizat evenimentul Etapa de Noapte, data de 25 mai, vineri seara. În primul rând aș dori să mulțumesc primăriei și Consiliului Local pentru sprijinul acordat și invitației și Inspectoratului de Poliție Cluj pentru bunul mers al lucrurilor. Spre surprinderea noastră am avut aproximativ 170 de participanți. Totul s-a desfășurat ok, nu am avut mari probleme, nici în organizare, nici să spun așa, cu publicul, spectatorii de afară, de pe margine. Robert, pe lângă acest eveniment, acum câteva săptămâni ați avut și competiția Crossul Făgetului, tot voi ați avut. Maratonul Făgetului, da. Vreau să te întreb, dacă tot ai adus vorba despre primărie, există condiții propice pentru bicicliști în Cluj, Napoca? Noi promovăm mai mult mountain bike-ul și dorim să îi scoatem pe oameni în afara orașului, prin pădure, pentru protejarea mediului mai mult. Și există trasee cicloturistice în împrejurimile Clujului? Din câte știu eu, nu. Deci, oricum tata se pricepe mai mult. Eu, din câte am auzit, nu prea sunt trasee prin pădure expre pentru cicliști. Doamna Kertes, ați avut o acțiune cu copii de la sala sporturilor. Povestiți-ne câteva lucruri despre acel eveniment. S-a desfășurat sâmbătă și avem un proiect împreună cu poliția, cu Inspectoratul de Poliție Cluj, se numește Micul Biciclist și Siguranța Lui. Am avut ca și participanți 70 de copii împreună cu părinții, pentru că, de fapt, acțiunile noastre se adresează nu numai copiilor, ci și celor de toate vârstele, începând de la copii, deci până la persoane mai în vârstă. Micul Biciclist și Siguranța Lui are ca și scop promovarea regulilor de circulație, pentru că pentru aceasta avem nevoie ca să iasă lumea în afară pe străzile Clujului, trebuie să cunoască bine regulile de circulație și de mici trebuie ei să le cunoască acestea. Și avem un proiect demarat împreună cu poliția și un spațiu care l-am primit unde vom desfășura mult mai multe acțiuni împreună cu școlile
și dorim ca ei de mici să cunoască aceste reguli de circulație, ca să nu avem probleme în trafic, iar conducătorii auto ca să ne respecte mai bine și noi trebuie să cunoaștem aceste reguli. Au fost mulți copii care au participat. Am văzut că în ultima perioadă clujenii sunt destul de receptivi la mersul pe bicicletă. Da, începătorii, avem foarte mulți, multe persoane care acum gustă mersul pe bicicletă. Noi tocmai asta dorim să promovăm. Bicicleta este un mijloc de transport sănătos și ecologic și tot mai mulți copii și tineri participă la aceste concursuri, chiar începători. Chiar dacă noi ne adresăm și celor cu experiență, de fapt ne adresăm tuturor categoriilor de persoane. Au loc fiecare să vină la acest tip de concursuri. Se desfășoară campionatul nostru pe parcursul la 6 etape. Următoarea etapă o să avem în 15 iunie și o să mai avem de zilele copiilor. În 2 și 3 iunie o să mai avem o etapă care este destinată special copiilor. Raluca, dacă îmi dai voie, nu mă pot abține dacă am vorbit despre pistele de biciclete din Cluj și avându-l pe Florin Moroșanu aici. Știu că aveți un proiect cu finanțare europeană, cu ar trebui să fie 15 km de piste de biciclete în Cluj, cu 50 de stații de unde se pot închiria biciclete. Așa este. Proiectul a fost semnat de către municipalitate și de către Ministerul de Resort. Este într-adevăr vorba de proiectul de self-service pentru biciclete. Sunt stații de la intrare în oraș până la ieșire prin toate cartierele. Aceste stații de biciclete presupun îți iei bicicleta, te duci cu ea în cer. Am văzut vara trecută, deci, au fost acțiuni. Din acest punct de vedere, încercăm și noi ca și oraș să mergem înspre perspectiva europeană și să ajungem acolo. De exemplu, în Amsterdam sau în alte orașe există piste și dacă cumva îndrăznești să treci pe pista de bicicletă și ești pieton, s-ar putea să te și... Și cei cu mașina care parchează pe pistele de biciclete, ce faceți cu ei? Care parchează pe pistele pentru biciclete sunt ridicați sau amendați. Mai mult nu putem face. Acum, uite, ne judecăm în instanță dacă mai putem ridica, dacă mai putem bloca sau nu mai putem bloca mașini. Bun, dar avem acum piste de biciclete în Cluj, de exemplu, pe strada Dorobanților era o pistă de biciclete. Acum este practic desfundată, acolo s-a lucrat. Ce s-a întâmplat? Sunt mai multe trasee în oraș, din păcate ele nu sunt interconectate. În momentul în care acest proiect va fi finalizat, pe traseul pe unde vor merge aceste stații, toate părțile vor fi interconectate și atunci, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să mai fie probleme pentru circulația bicicliștilor pe acel traseu care a fost aprobat și semnat. Și pe cei de la Clujul Pedalează, cum îi puteți ajuta cu trasee cicloturistice în zona de lângă Cluj? În primul rând, noi cu Clujul Pedalează avem un parteneriat de mai mult timp și acest parteneriat constă în a desfășura cu sprijinul nostru inclusiv aceste manifestări, pentru că nu este ușor să închizi circulația în zona centrală, indiferent că este zi sau noapte. Dânsii știu foarte bine cât de mult negociem și poliția împreună cu noi și cu dânsii, astfel încât circulația să nu fie perturbată. În primul rând, acesta este primul pas, o colaborare reală, pentru că sunt evenimente pe care dânsii le produc o anumită repetitivitate și atunci ele sunt importante pentru dânsii. Apoi, cu ce anume putem să-i ajutăm în afara Clujului, ca să vă spun la întrebare, cred că trebuie să vedem exact o zonă care să aparțină patrimoniului municipalității și pe acea zonă să încercăm să o transformăm într-un posibil traseu ciclourban. Dar să știi că aici chestiunile nu sunt atât de simple, pentru că, uite, de exemplu, în Făget, dacă până acum 7-8 ani de zile aveai pădure și puteai să mergi... Și acum avem case și cabane. Îți mulțumim, Florin. Cred că trebuie să luăm o mică pauză, așa că haide să introducem promo și publicitate.